Mașinile abandonate pe domeniul public vor fi ridicate de autorități. Asta este decizia Consiliului Local în vederea eliberării locurilor de parcare ocupate inutil. 86 de astfel de autoturisme se află în prezent pe străzile din municipiu, iar pentru ca autoritățile să demareze procedurile de ridicare a acestora, trebuie să aștepte ca hotărârea de Consiliu să fie aprobată de către președintele ședinței. Cei care dețin mașinile abandonate pe domeniul public mai au totuși șansa să nu se trezească peste noapte fără ele. Cetățeanul respectiv va fi înștiințat printr-o somație care a fost editată de către noi și aprobată de domnul primar în conformitate cu prevederile acestui regulament, aprobat de Consiliul Local. În termen de 10 zile, dacă nu-și ridică acest autovehicul, noi suntem în termen de 5 zile, trebuie să acționăm în așa fel încât în baza unor acte legale, să putem să ridicăm această mașină. Dacă deținătorul legal sau proprietarul nu își va revendica mașina, vehiculul este trecut în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, urmând a fi valorificat în condițiile legii. Vehiculele fără stăpân sau abandonate, precum și bunurile aflate în interiorul acestora, sunt inventariate, expertizate, ridicate, transportate și depozitate prin grija agentului constatator într-un loc special amenajat de către autoritățile administrației publice locale, numai că locația rămâne deocamdată un secret. Dacă cetățeanul căruia i s-a ridicat autovehiculul respectiv și nu l-a ridicat în termenul când a fost semnat de 10 zile, se prezintă să ridice acest autovehicul, trebuie să plătească o amendă de 2000 de lei cu titlul de amendă contravențională, face dovada achitării acestei sume, îi se va restitui autovehiculul și îl va lua spre fiind proprietatea dânsului, va fi ridicat de către dânsul și valorificat sau ce face luat, ridicat, să nu mai apară pe domeniul public. A fost stabilit locul unde vor fi depozitate aceste mașini? Nu mă întrebați amănunte, nu vi le pot spune la momentul respectiv. În situația în care proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului se prezintă la primărie și face dovada că vehiculul este deținut legal și că au fost achitate integral taxele, tarifele cu transportul și depozitarea, dar și amenda, în cazul în care a fost emis un proces verbal de constatare a contravenției, vehiculul va fi restituit.